un proiect important pentru Liceul Ion Barbu, dar important și pentru întreaga comunitate în aceeași măsură, pentru că știm cu toții pe 9 mai sărbătorim 3 sărbători, dar una dintre ele este importantă pentru comunitatea europeană, este importantă pentru noi, fiindcă suntem europeni, este importantă pentru noi, fiindcă vrem un viitor în Europa și nu oricum, ci ca europeni cu drepturi depline. Tocmai de aceea, această zi de 9 mai, Ziua Europei, va fi sărbătorită aici, în acest spațiu, la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu, în cadrul unui proiect important pe care cei de la Liceul Ion Barbu îl fac, este a 4-a ediție. Alături de mine este coordonatoarea acestui proiect, doamna profesor Țâru Sorina, pe care o prezint și care îi dau cuvântul să spună mai multe despre proiect. Vor fi invitați importanți, vom avea și un europarlamentar aici, așa că sigur este un eveniment la care vă rugăm să participați. Vă rog. Evenimentul Ziua Europei, Ziua tuturor cetățenilor europeni, este un eveniment ce face parte din agenda proiectului pe care noi îl derulăm. Il nu este inițiat de noi, ci am fost selectați ca școală parteneră. Este un proiect ce poartă denumirea de Școli Ambasador ale Parlamentului European, inițiat de Biroul de Informare a Parlamentului European în România, și în colaborare cu Asociația de Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă, Agenda 21, și bineînțeles în colaborare cu Ministerul Educației Naționale. Acest proiect vizează îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și de democrația parlamentară europeană în rândul elevilor. Ceea ce își dorește proiectul prin activitățile pe care noi le derulăm ca școală parteneră este să evidențieze rolul elevilor ca factor decizional la alegerile europarlamentare din 2019. Grupul nostru este format din 15 elevi care se numesc ei acum ambasadori juniori și 5 cadre didactice, mă scuzați, care se numesc ambasadori seniori. Este vorba de 5 colegi ai mei, deci suntem 5 coordonatori. Da. Deci va fi un soi de întâlnirea ambasadorilor de la sfârșitul anului, care are loc de obicei la președinție. Asta înainte de aceste ambasadori ai Uniunii Europene vor fi aici la bibliotecă. Vă las să continuați, îmi cer scuze. Noi am realizat mai multe activități, suntem aproape de final când trebuie să fim evaluați. Noi sperăm să primim titlul de școală ambasador. Tocmai asta, ei au fost într-o competiție cu celelalte unități școlare care au fost selectate. Toate unitățile școlare care au participat la selecția de a deveni școală ambasador sunt licee tehnologice, deci a fost un proiect pentru liceele tehnologice. Iar noi, acum v-am spus, suntem pe ultima 100 de metri, având în vedere că 9 mai, Ziua Europei, va fi marți, aceasta este prima noastră activitate, deci cu activitatea de la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu debutăm periplul nostru europarlamentar și pentru elevii ambasadori juniori. Aceștia urmând să-și continue traseul către liceele și școlile din județul Giurgiu, din județul și municipiul Giurgiu, unde vor promova și vor încerca să îi familiarizeze pe elevii cu ceea ce înseamnă Europa, cu ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, cât de important este Parlamentul European și cât de important este pentru noi să fim la curent cu ceea ce se întâmplă. Știm că este o perioadă de turbulențe. De turbulențe, exact. Europeană, exact. Dar dincolo de asta, sigur, se împlinesc 10 ani de când România este membră a acestei uniuni. Anul acesta se fac 10 ani de când noi suntem membru în Uniunea Europeană și eu vreau ca să vă urez dumneavoastră succes în această bătălie pe care o aveți cu celelalte școli și celelalte licee, în așa fel încât Liceul Ion Barbu să devină liceul ambasador al României pentru Uniunea Europeană. Am certitudinea totuși, din punctul meu de vedere, că Uniunea Europeană reprezintă foarte mult pentru România și că trebuie să continuăm de la informarea elevilor și a populației, pentru că odată cu informarea lor, e și informarea de și părinții și pe cei care îi cunosc,
mai multe lucruri despre ceea ce află, iată, uneori e greșit din mass media sau ceea ce văd rău în jurul nostru. Vă urez mult succes! Mulțumim și vă mulțumim foarte mult pentru găzduire și pentru tot ajutorul. Și așteptăm pe toți colegii noștri din mass media să fie prezenți aici pe 8 mai, în așa fel încât să vadă efectiv ce se întâmplă și ce se discută. Și la această prezentare, care, așa cum ați spus, va avea și participarea eurodeputatului Victor Negrescu, să fie alături de noi pentru a putea aduce mesajul către tot Giurgiuleni. Mulțumim! Da. Română, mulțumim!